Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat suma de peste 590 de milioane de lei pentru alimentarea a 2.360.000 de carduri sociale. Este cea de-a șaptea tranșă a ajutorului pentru alimente și mese calde, acordat persoanelor vulnerabile prin intermediul programului Sprijin pentru România. Programul Sprijin pentru România, prin intermediul căruia persoanele vulnerabile au primit sprijin pentru alimente și mese calde, funcționează deja de un an, timp în care pe carduri au fost virate 7 tranșe în valoare de 250 de lei. Până la finalul acestui an vor mai fi acordate alte 3 tranșe conform mecanismului pe care l-am implementat, monitorizat și îmbunătățit pe parcursul ultimului an, cu sprijinul MMSS și al Poștei Române. Beneficiarii de vouchere sociale pentru alimente și mese calde sunt pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.700 de lei pentru tranșele din anul 2023. Copii și adulți încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.700 de lei pentru tranșele din anul 2023. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei pentru tranșele din anul 2023. Familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei pentru tranșele din 2023. De asemenea, beneficiază și familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare. Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 de lei și se acordă odată la 2 luni. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări. Prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, cel mai mare buget este alocat priorității prin care se vor finanța măsuri precum pachetele cu alimente de bază sau mese calde, sprijin pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru copii din medii defavorizate sau sprijin pentru cuplurile mamă-copil, relatează Digi24.ro.